În perioada 22-26 aprilie, zilnic între orele 9-17, în Libling se va întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de acuatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil că la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, astfel clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii pot lua măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe toată perioada anunțată.